Vă salut! În acest video vreau să vă arăt cum se adaugă coloana de cantitate. Da? De exemplu, noi avem feed-ul de la furnizor și noi vrem să-l importăm în PrestaShop. Doar că feed-ul de la furnizor ne oferă doar coloana cu stoc. Da, nu sau limitat. Da? În PrestaShop noi trebuie să importăm și cantitatea. Da, pentru că dacă nu importăm cantitatea, produsul nu se va afișa pe site sau nu va avea cantitate, da? Ok. Intrăm în Power Query și aici avem în felul următor, da? Avem coloana de stoc și o să adăugăm o funcție în care o să zică, da? De exemplu, dacă în celulă este cuvântul da, înseamnă că o să adăugăm stoc 5, da? De exemplu, nu știm ce înseamnă cuvântul da, decât dacă întrebăm furnizorul ce înseamnă da, adică 10 bucăți, 20, 30, da? Atunci întrebăm furnizorul ce înseamnă da. Dacă 100 scriem 100, dacă 10 scriem 10. Nu, înseamnă că nu avem, adică băgăm cantitate 0 și limitat adăugăm 1, 2 sau 3 produse, da? În dependență de ce ne zice furnizorul, adică ce înseamnă pentru el limitat, da? Și atunci noi adăugăm o coloană condiționată, dar mai înainte de asta, uitați-vă ce avem noi aici. Noi avem aici mai multe valori de da, da cu litere mici, da cu literă mare și da cu ambele litere mari, da? Și să creăm pentru fiecare funcție n-are logică. Noi trebuie cumva să le minimizăm, da? Să fie cât mai puține valori. Și atunci, ca și soluție, noi putem să le facem pe toate mici, da? În momentul în care noi le-am făcut mici, toate aceste 3 de da-uri va fi un singur da mic, da? Și atunci noi, în primul rând, transformăm din toate literele să fie mici și acum, dacă ne uităm, avem decât da, nu și limitat, da? Deci nu mai trebuie să creăm funcție pentru fiecare valoare cu da mic sau cu da mic, cu da mic sau cu da mare. Le-am transformat pe toate mici și acum creăm funcția. În afară de D-ul ăsta, D-ul ăsta trebuie corectat. Probabil este un produs în care nu s-a adăugat da, dar s-a adăugat D. Ok? Și acum mergem și adăugăm o coloană condiționată, da? În care scriem titlul cantitate și la condiție adăugăm dacă coloana stoc egală cu da, atunci să zicem 10 bucăți. Dacă stoc egală cu nu, atunci 0. Și putem să adăugăm aici în alt fel, adică în alte condiții, adăugăm cantitate limitată, da? De exemplu, de 3 produse. Dăm click pe OK și s-a creat coloana, da? Cantitate. Și vedem unde este da, sunt 10 bucăți, unde e limitat 3, unde nu e 0, da? Putem să transformăm această coloană în număr întreg, da? Ca să citească Excel-ul ca și valoare numerică. Ok, dăm close, închidem. Rămâne cât să se actualizeze, s-a actualizat, da? Și a apărut coloana de cantitate. Avem stoc și cantitate. Bun, cam atât în acest video. Dacă vreți mai detaliat despre cum se importă un feed de la furnizor în PrestaShop, eu am creat un curs pe tema asta. Găsiți cursul pe goldensite.ro la secțiunea cursuri. Curs video import produse din feed furnizor în PrestaShop. Da, aici avem de la feed până la importul produselor și inclusiv și actualizarea acestora prin actualizarea prețului și stocului, cât și adăugarea produselor noi. Da? Deci dacă credeți că este de folos acest curs, îl puteți achiziționa. Vă mulțumesc!